Да,
acolo. De fapt, nu sunt după nimic. Bun, s-a întâmplat, s-a întâmplat. Accidentul ăsta, da. Fetele erau în mașină singură? Erau în mașină cu un bărbat, un dâns care e acolo. Și poate să lua. Și furgoneta de unde? Ieșea de aici sau cum a fost? Nu se întoarcă. Furgoneta? Furgoneta vreau să întoarcă și nu s-au asigurat și... Mi-a prins pe el. Băiat sau doi băieți care erau mașină. La orele 17:01, detașamentul de pompieri Dej a fost anunțat despre producerea unui eveniment de circulație în localitatea Urișor. Ne-am deplasat la fața locului cu auto specială de descarcerare și echipajul turnul. Accidentul chiar survenit între un autoturism pe jos și un Dubiță. În urma impactului, o persoană din Dubiță a rămas încarcerată, prinsă cu membrele inferioare sub bordul autoturismului. După descarcerare, aceasta a fost preluată de echipajul SAJ și transportată la Spitalul Municipal din Dej. S-a primit un apel prin 112 pentru un accident cu două mașini, cu trei victime încarcerate. La sosire, 6 victime, au fost prezenți și colegii de echipajul de prim ajutor de la Dej. Două victime am preluat noi, trei victime a preluat echipajul de prim ajutor, și iar unul dintre a refuzat consultul și transportul la spital. Noi am avut un tânăr de 37 de ani cu un TCC cu pierderea stării de conștiință, cu contuzie forte, coloană cervicală dorsală lombară, cu tetraplegie, contuzie torac abdominală, stabil hemodinamic și respirator, și o tânără de 24 de ani cu un TCF fără pierderea stării de conștiință, cu excuriație mentonieră, contuzie de coloană cervicală, contuzie forte, gambă stângă, dreaptă cu fractură deschisă de gambă, iar colegi stabilă hemodinamic și respirator și ea au fost transportați amândoi la spital Dej pentru completare investigații. Colegii de la Smurd au avut o pacientă în vârstă de 48 de ani cu un TCC cu pierderea stării de conștiență, cu o contuzie de coloană cervicală, contuzie toraco-abdominală și hemibazin stâng și ea stabilă hemodinamic și respirator. Încă un tânăr de 22 de ani cu o contuzie de coloană cervicală și o contuzie de umăr drept cu suspiciune de fractură de humerus.
și o domnișoară de 19 ani, în TCF, fără pierderea stării de conștiență, cu hematom periorbitar drept și echimoză hemifață dreaptă, contuzie de coloană cervicală, o contuzie toraco-abdominală, stabilă hemodinamic și respirator și ea, și au fost transportați împreună la spital, deci, pentru completarea investigației și diagnostic.